Vă salutăm cu pacea Domnului. La emisiunea de astăzi continuăm să discutăm despre povara relației cu Dumnezeu. Suntem robi sau suntem fiii lui Dumnezeu? Deși avem una sau două emisiuni asemănătoare cu aceasta, dacă mai apar întrebări cu privire la aceasta, înseamnă că ceva încă nu este clar și am hotărât să mai facem o emisiune cu pastorul Vasile Felat la această temă. Vă spunem pace și bine ați venit din nou la emisiune. Pace, Adrian, și pace la toți frații și surorile care urmăresc, toți oamenii care urmăresc aceste emisiuni ale noastre, și tare mă bucur să primesc mesaje de la ei, să mă întâlnesc cu ei chiar duminică la biserică. Au venit oameni noi și s-au apropiat să-mi mulțumească pentru emisiunile acestea și au spus că primesc încurajare, nădejde, speranță, și eu așa de mult m-am bucurat să aud că Dumnezeu se folosește de emisiunile acestea, se folosește de noi ca să aducă zidire, speranță, rezolvarea problemelor în viața oamenilor. Întrebarea sună cam în felul următor. Persoana zice, nu știu ce să fac și cui să mă adresez, nu mă simt în largul meu și parcă sunt legat de aceste reguli și norme și chiar vreau să fac ce este bine, dar este prea greu. Aud peste tot că Dumnezeu vrea să ne programăm bine timpul, că vrea să ne rugăm și să-i slujim lui tot timpul și să trăim mereu cu ideea prezenței lui în noi. Parcă îl văd pe Dumnezeu cum se uită la mine și îmi spune că iar pierd timpul aiurea, să nu pierdem timpul cu lucruri nefolositoare, cum ar fi statul degeaba la televizor sau joacă, purtându-ne ca niște copii, să ne culcăm la ora 8-9 seara și să ne trezim la 5-6 pentru a ne ruga în liniște. Și că noi nu suntem ai noștri și de acum suntem robi lui Dumnezeu și nu mai avem drept de decizie. Dar nu spune Biblia că suntem fii și trebuie să trăim în libertate. Eu mă simt mai mult ca un sclav. Eu nu înțeleg, nu am voie să am un hobby sau o pauză din muncă. Eu nu pot să țin un asemenea program și gândul că nu pot, că sunt incompetent și îl întristez pe Dumnezeu și îl dezamăgesc, mă întristează și mă apasă foarte tare. Am ajuns să nu mai pot dormi pentru că mă simt tot timpul vinovat. Vă rog să-mi clarificați aceste lucruri, dacă puteți. Dragă frate sau soră care ai pus întrebarea aceasta, presupun că mai mulți din dumneavoastră sunteți într-așa o relație cu Dumnezeu în care îl vedeți pe Dumnezeu ca și unul care condamnă, mereu condamnă. Deci cumva urechile dumneavoastră, ochii dumneavoastră văd, aud doar condamnare și nu primesc altceva. Eu așa de mult mă rog ca mesajul acesta să vă ajute să vedeți dragostea lui Dumnezeu, să auziți dragostea lui Dumnezeu. Îmi dau seama că mulți din cei care urmăresc la site-ul nostru sunt oameni care așa trăiesc, o viață de condamnare. Iată, de exemplu, mesajul acesta este un mesaj sincer în care omul vrea să iasă din condamnarea aceasta. Dar primesc mesaje. Uneori le șterg mesajele acestea, dar într-o zi m-am oprit. Am gândit, stai, nu le șterg, pregătesc un mesaj, vreau să vin cu un mesaj la cei care văd că ei sunt plini de amărăciune, plini de condamnare. Ei trăiesc o viață de condamnare și continuu condamnă pe alții. Continuu condamnă orice. Deci ei sunt orientați numai, nici n-aud mesajul, mă gândesc. Iese surorile noastre, uite, de exemplu, am făcut un video cu fiica mea, cu Tica și cu Suzana Ciuriuc, am făcut un mesaj despre ziua Sfântului Valentin. Și apare acolo un comentariu răutăcios. Cum fata a vorbit? Cum să vorbiți astfel de lucruri? Am povestit istoria acestei sărbători. Cum să vorbiți așa? Încă în pantaloni a ieșit. Încă așa. Vai, supărată. Imediat am vrut pur și simplu să ignor, să șterg mesajul și la să ignor. Când m-am învățat să ignor mesajul ăsta, m-am gândit, stai, domnule, poate îi ajut pe oamenii ăștia, iau probleme. Oamenii aceștia, ei trăiesc sub o totală condamnare și dacă în cazul acestei persoane, persoana caută o soluție la condamnarea aceasta, pentru că înțelege că trăiește sub o condamnare. Persoana aceea, nu numai ei au acceptat condamnarea asta și mai departe ei trag pe alții, impun condamnarea asta peste alții. Vor alții să trăiască sub aceeași condamnare.
Și atunci încearcă să o facă și prin comentarii și oriunde. Deci din oamenii ăștia iese doar asta, condamnare. Așa iese de la Dumnezeu. Da, este adevărat, Dumnezeu condamnă păcatul, dar Dumnezeu se poartă ca un tată iubitor, Dumnezeu vorbește mult despre dragoste și uneori omul aude numai condamnarea, dar n-aude și dragostea. Este greu să-l ajuți pe om, dar eu așa mă rog de mult ca mesajul acesta, răspunsul care îl voi da la această întrebare, așa de mult mă rog ca răspunsul acesta să-i dea persoanei care a adresat întrebarea și oricui trăiește sub condamnare, pentru care povara, relația cu Dumnezeu este o povară grea, greu de dus, o povară neplăcută. Deci nu este o relație care dă bucurie și încântare, dar este o relație care dă povară și parcă de care ai vrea să scăpi, dar n-ai unde scăpa, că îți dai seama că dacă scăpi, ajungi în iad, pentru că nu vrei în iad, rămâi sub povara aceasta, dar nu ai bucurie de la relația cu Dumnezeu. Mulți, foarte mulți, cei mai mulți, cu părere de rău, prin biserici, sunt într-o astfel de relație cu Dumnezeu. Ei nu sunt o relație de bucurie, de încântare de Dumnezeu, o relație, și oamenii care au așa o relație, lor fața le luminează, strălucește, e bine, totul e bine. Care sunt sub povara aceasta, nu pot, pentru că ei sunt sub condamnare continuă. Eu tare mult mă rog să luați bine seama la tot ce vreau să spun și mesajul acesta să vă ajute să ieșiți de acolo, să nu mai impuneți condamnare peste alții, ci invers, să-i ajutați și pe alții să iasă de acolo, să iasă din condamnarea aceasta și să-și trăiască viața frumos. Vreau să vă invit să deschidem împreună la Romani, capitolul 8. Și iată, la Romani, capitolul 8, dar hai, înainte ca să mergem la Romani, capitolul 8 aici, să punem pe masă care e diferența majoră între un rob și un fiu. Asta așa a fost întrebarea. Da, eu sunt rob sau eu sunt fiu? Deci omul acesta zice, eu sunt fiu, dar eu mă simt rob. Eu trăiesc ca rob, eu nu trăiesc ca fiu. Eu sunt fiu, parcă Scriptura spune că eu sunt fiu, dar eu trăiesc ca rob. Tot sentimentul meu este de un rob care e ținut cu sila în casă, care totdeauna privește în altă parte, nu se bucură aici. Hai să punem pe masă întâi diferența majoră între un rob și un fiu. Deci un fiu s-a născut în familie, el e crescut în familie, el s-a născut un fiu sau a fost înfiat. A fost înfiat, dar înfiat pe drepturi de fiu, gata, el a fost înfiat, el a fost primit, acceptat, aici, gata. Un rob, de obicei, a fost cumpărat, a fost silit, a devenit ori prizonier de război, ori s-a născut în robie, ori cumva, și el așa, el era parte, el înțelegea. Un fiu totdeauna este foarte conștient că el este parte din familie. El știe că este parte din familie. Un rob este foarte conștient că el niciodată nu va fi rob, parte din familie. El nu-i parte din familie. Un fiu are parte din moștenire, el știe că el este moștenitor, el știe tot ce are tatăl, poate nu tot, o parte, ceva, dar el are parte de o moștenire aici. Un rob știe că lui nu-i aparține absolut nimic. El este rob, ai tot, gata, nu-i aparține nimic. Și atunci, iată o situație majoră. Acum, foarte interesant că oamenii lui Dumnezeu, ei au folosit și termenul de fiu și termenul de rob. Deci de la un rob se cere o ascultare totală, o supunere totală. Un rob nu-și aparține lui. El aparține de plin stăpânului. Un rob bun este foarte conștient, el aparține stăpânului, el nu-și aparține lui. Oamenii lui Dumnezeu. Cum se împacă acești doi termeni? Exact, apostolii. Rob. Apostolii, am pe urmă imagine la urmă, o țin la urmă să o spun imaginea aceea. Dar iată, apostolii s-au numit robi pe ei. Exact. Robul lui Dumnezeu. Și ei, când au spus robul lui Dumnezeu, înseamnă că ei trăiesc cu atitudine de rob. Ei trăiesc cu atitudine frumoasă de rob. Rob înainte. Hai să citim din Biblie, din Romani. În Romani, capitolul 8, de la versetul 14, spune așa. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii a lui Dumnezeu. Deci ca și fiu al lui Dumnezeu, eu am primit Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu este în mine. Pentru că am primit Duhul lui Dumnezeu,
Asta este arvuna moștenirii noastre, așa îmi spune. Deci eu am o moștenire grozavă în împărăția cerurilor, eu sunt moștenitor împreună cu Iisus Hristos. Noi toți cei care am crezut în El, noi suntem moștenitori împreună cu Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel a spus că nu există în vocabular omenesc. Omul nu e în stare să descrie ceea ce a văzut. El doar puțin a văzut în împărăția, lucrurile care sunt acolo, lucrurile spre care mergem noi. Ele nu pot fi descrise omenești. Noi acolo mergem. Eu sunt moștenitor. Tu ești moștenitor. Noi cu tine suntem și toți cei care ne ascultă și au crezut în Domnul Iisus Hristos și au experimentat nașterea din nou, noi suntem moștenitori. Arvuna moștenirii acesteia ne-a fost dată nouă și avem Duhul Sfânt. Și iată, arvuna aceasta este și o garanție, că noi suntem fiii lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii al lui Dumnezeu. Și zice, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Că asta e, robul trebuia să funcționeze din frică. Robul funcționează din frică. Dacă nu, robul e pedepsit. Robul e pedepsit, robul poate fi vândut. Cel mai ușor lucru care îl putea face un stăpân bun. Să zicem, un stăpân bun care își tratează bine robii. Le dă de lucru. Lucrează bine, fac tot. Dacă un rob se poartă obraznic, nu vrea să asculte, nu vrea să lucreze, e rebel. Atunci un stăpân bun zice, da, ce eu să-l bat pe ăsta, ce eu să... Nu vreau eu să fac asta. Eu mă duc și-l vând. Mă duce la piață și-l vinde. Poftim, lasă-l cumpere altul. Și lasă-l cumpere un stăpân de cel care știe să-i vină de hac la un astfel de rob. Un stăpân care o să-i facă viața amară de nu se mai poate. Da, aia tot. Dar spune aici, și atunci robul ăsta măcar putea să aibă frică că stai, deci mă poate pedepsi, mă poate vinde, mă poate da, mă poate, mai ales în Imperiul Roman, a scris un specialist în agronomie în Antichitate, a scris o lucrare despre rob și când a ajuns la rob și a dat definiția robului, a spus că este animal vorbitor. Așa îl numea pe rob, ca să-ți închipui cum erau priviți robii. Atunci, deci un rob putea să facă orice vrea. Stăpânul când dorea, îl vindea, îl cumpăra, îl omora. Stăpânul era un obiect cu care poate face orice vrea. Îl tratat ca un animal. Unii, bineînțeles, care erau, când toate vremurile au fost oameni și oameni, au fost unii buni și blânzi, cum spune Scriptura, stăpâni buni și blânzi, care și-au tratat robii bine, omenești i-au tratat cu blândețe. Alții au fost răi, care i-au tratat ca pe animale. Putea să-l ia pe rob, putea să-i încrucișeze pe robi între ei, cum doreau ei. Sau ai văzut filmul Spartac, ai văzut ce făceau. Aveau gladiatorii ăștia și gladiatorii ăștia le aduceau femeile și le dădeau femeile ca la animale. Îi încrucișau ca pe animale, pe ei. Deci nu mai trata nimic, nu le mai păsa de om, de sentimente, de ceva, nimic. Îi lua copiii vindea. Azi vroiau, dădea pe femei la un bărbat, mâine dădea la altul. Cum vroia, așa o făceau unii. Deci își puteau să-și permită să facă orice cu ei. Unii. Alții tratau bine. Vezi că în vremea noastră parcă e greu să înțeleagă oamenii robie. În vremea aceea când la tot pasul în jur vedeai numai robii și vedeai toate felurile de abuz și de ce s-a întâmplat, atunci omul înțelegea bine ce înseamnă să fii rob și ce înseamnă să fii slobod. Diferența era foarte mare. Acum zice, voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Asta e diferența între rob. Robul are frică. Frică de pedeapsă, frică de abandonare. Frică că va fi abandonat, vândut, dat, gata, nu mai trebuie, omorât. Nu trebuiește. Nu, zice, ci voi ați primit un duc de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii al lui Dumnezeu și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Robii au numai frică, n-au moștenire. Zice, noi suntem moștenitori al lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Și vom fi și proslăviți împreună cu El. Asta va fi cu noi. Asta ne așteaptă pe noi. Mai departe, de la versetul 31, spune așa. Și ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a curățat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile, pentru că suntem fii? Cine va ridica pâr împotriva noastră? Noi suntem aleșii lui Dumnezeu, noi suntem fii. Împotriva unui rob, dacă ridica cineva pâr, nu, zici, cine va ridica pâr împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care ne socotește neprihăniți. Că la un tată a venit cineva să spune, copilul tău ce face? Face, dar o să-și o ia copilul acasă, dacă trebuie să o ia, o să o ia pentru că îi vrea bine. Dar nu înseamnă că l-abandonează, tata nu l-abandonează. Dacă un rob face asta, cu un rob, dacă a trecut limita,
Nu, copilul nu poate fi abandonat. Nu-l abandonează părintele. Un copil o să se ocupe părintele de el până o să scoată rezultatul care trebuie să-l scoată, dar nu-l abandonează. Ei zice, așa este la noi. Cine vă va osândi? Cine vă va osândi? Hristos a murit, ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foamea sau lipsa de îmbrăcăminte? Nu, niciunul din acestea nu ne pot pe noi despărți de El. Deci asta este o diferență majoră între un rob și un fiu. Și atunci când noi devenim conștienți despre ceea ce este, deci cred că avem sentimentul ăsta, oamenii care ajung, fiind fii, să ajungă în sentimentul de rob. Cred că nu realizează ce au. Este foarte important să realizăm ce avem. Să realizăm ce avem, că atunci când realizăm ce avem, atunci noi trăim viața cu totul altfel. Când nu realizăm, noi trăim ca rob, pentru că nu ne gândim, nu realizăm. Așa de tare ne fură problemele astea, sau pentru că noi nu cercetăm. Nu realizăm ce avem pentru că nu cercetăm. Dacă am cerceta, noi am înțelege. De ce spune că Scripturile ne aduc mângâiere? Scripturile ne aduc mângâiere, ne aduc îmbărbătare, ne aduc tot. Oamenii care trăiesc cu povara aceasta a așteptării, ei dacă ar cerceta cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu iar e liberat. Domnul Iisus a spus, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobos. Slobos și de sentimentul ăsta de condamnare continuu de tot. Slobos de păcat, slobos de sentimentul ăsta care nu e bun. Faptul că nu cunoaștem cuvântul exact, lui Dumnezeu. Exact, de aici vine, de aici că nu-L cunosc pe Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu îmi dă eliberarea aceasta. Ei îl cunosc pe Dumnezeu de departe și nu văd în Dumnezeu decât pe unul care condamnă. Nu-l cunosc pe Dumnezeu de aproape, ca un Dumnezeu iubitor, un Dumnezeu care... Și creează confuzia unui Dumnezeu care cere un program de la noi, care ne-l impune. Dacă noi nu-l putem duce, ne simțim vinovați și condamnați. Hai, să-ți mai spun aici două. Iată, am citit despre un caz, nu țin minte bine, am undeva înregistrat toate, dar nu contează. Știu că în Statele Unite ale Americii s-a întâmplat asta. Deci o doamnă a cumpărat de la un magazin de anticariat, a cumpărat o pânză. O pânză cu picturi de astea impresionism, nu vreau să supăr pe nimeni, dar care cum, nu e ceva, e foarte abstract acolo, știi? Foarte abstract, dar e artă, e o artă înalt apreciată acum. Că noi, eu când mă uit la artă de asta, mi se pare că tot aș putea face artă de asta, dar uite, nu e chiar așa, se pare că este ceva acolo care noi cu tine nu percepem, dar este ceva artă acolo mare care... Pentru că, de ce spun? Pentru că am văzut imaginea la pânza aceea, mi se pare că pot și eu face de astea, știi, pot și eu așa să amestec de culori și mare și de astea. Dar, bun, trecem peste asta. O doamnă a cumpărat de la un magazin de anticariat cu $5. Cu $5 a cumpărat o pânză și a dus-o acasă și cred că așa de impresionat a fost de pânza aceea că a pus-o pe o măsuță unde bea cafea, o măsuță mică unde bea cafea. Și a venit prietena ei, s-au așezat ambele să bea cafea. Și când beau cafea, prietena ei s-a uitat la pânza aceea, ea era specialist în domeniu. Și prietena zice, auzi, mi se pare că tu ai originalul, pânza originală a unui artist mare. Și e de mare valoare. Ce ai tu pe masă e de mare valoare. Strânge-le de cafeaua. Să nu vărsăm cafea pe ea. Dar n-are cum asta zici. Eu am cumpărat-o cu $5 de la anticariat. Hai să o ducem la experți, să-i fac expertiză. Când au dus și au făcut expertiza, da? Originalul? $1,700,000. $1,700,000. Deci femeia deodată cu $5, $1,700,000. Când s-a aflat valoarea? Deci femeia a vândut-o și a luat banii. Și a luat banii peste noapte, te-ai trezit că cu $5 tu ai câștigat $1,700,000. Deci gata, femeia și-a făcut o stare. Eu m-am gândit, dar oare ce ori zice ceia care, de la magazinul de anticariat, care se presupunea că trebuie să fie specialiști acolo, nu? Specialiști care se preceapă ceva în asta. Ce-o fi zicând acel care l-a dus la magazinul de anticariat să-l vândă cu $5? Care a vândut mai puțin ca să iasă... Când o aflat toți, când o văzut imagine, zic, dacă ești tu acel la magazinul de anticariat și când ai văzut asta, groaznic. Necunoașterea i-a făcut să
piar de ceva grozav, piar de financiar aici. Ei, necunoașterea lui Dumnezeu, necunoașterea binecuvântărilor lui Dumnezeu ne pune într-o stare de apăsare. Femeia aceea, posibil că, nu știu cum era viața, da? Poate era bună, dar poate lega capăt de capăt, știi, greu, că financiar nu putea aduce. Ei, poate noi așa, spiritual, abia legăm capăt de capăt unii, pentru că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu. Că dacă L-am cunoaște pe Dumnezeu și am cunoaște ce binecuvântări avem și Scriptura ne spune, noi suntem binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești. Dar dacă nu le știu, nu știu nimic despre bine, nu știu ce am la demă, nu știu nimic, nu știu nimic, pun pe masă pânză în valoare de 1.700.000 de dolari, pun pe masă și beau cafea și torc cafea pe el. Adică nu știu și mă plâng cât de sărac stau cu asta pe masă și mă gândesc cât de sărac sunt eu în viața asta și cât mi-e de apăsătoare viața și nu știu cum să o leg, cum să ies mâine, cum, ce să fac, cum să... Iată, de aici se trage o astfel de stare. Eu așa tare mă rog ca oamenii care sunt în starea aceasta, care se simt apăsați, ca ei să caute să-L cunoască pe Dumnezeu. Ți-amintești pilda fiului risipitor? Eu doar un detaliu vreau din pilda aceasta fiului risipitor. Ți-amintești când s-a întors fiul risipitor acasă și tatăl l-a întâmpinat bine, bucurie, frumos, cu bucurie. Celălalt, când a venit acasă și când a auzit muzică, veselie mare, ce s-a întâmplat? Ce s-a întors fratele tău și tatăl tău să bucură, faci sărbătoare? Deci zice, s-a supărat, nici nu vrea să intre în casă. Tata a ieșit și l-a poftit. Hai, fiule, intră să te bucuri. Eu ți-am slujit ca un rob. Așa au zis. Eu ți-am slujit ca un rob ție totdeauna. Și mie niciodată nu mi-ai dat măcar un miel să-l mă bucur cu prietenii mei. Fiule, zice, tot ce am eu este a tău. Cum adică la ăsta mai mic eu ceru jumătate de avere și ăsta s-a dus cu jumătate de avere când eu cerut-o? Și adică la acela dacă îi cerea un miel să bucure cu prietenii lui, nu i-ar fi dat un miel? Cu ce gânduri au crescut ăsta? El slujea ca un rob. Fiind fiu. Și el nu-l cunoștea pe tatăl lui. Tatăl lui cred că a rămas perplex când a auzit asta. Cum felul tu așa gândești? Este felul tău de gândire. Tot ce am eu este al tău, zice. Dar tu trăiești cu simțământul de rob? Că eu nu-ți dau ție un miel care să-l mănânci cu prietenii tăi. Și alt lucru încă care mai văd aici. El își găsa împlinirea la prietenii lui în loc să-și găsească bucuria. Nu-i păsa nici de fratele lui, vezi? Trebuia să se bucure de fratele lui că s-a întors acasă, s-a întors ăsta risipitor acasă. Bun, e să-ți duc în brață, să-l ia bucuros, a venit frate. Nu, fratele nu contează. Deci pe fratele nu contează, pe tatăl nu-l cunoaște. El trăiește în simțământul ăsta de rob și se pare că se complace în starea asta de rob. Că uite ce-s bun eu, ți-am slujit ca un rob. Dar o relație cu tatăl nu are. Și plăcerea lui nu are nicio relație cu tatăl și plăcerea lui cu prietenii, nu cu tatăl. Ia încercați, dragii mei, să vedeți, dacă nu vă regăsiți cumva în starea acestui fiu mai mare, frate mai mare, care frate mai mare a fiului risipitor. Dacă nu cumva sunteți în starea lui, care el nu-l cunoștea pe tatăl său, el nu avea o relație cu tatăl său, o relație frumoasă de dragoste. Și chiar când citești pilda asta, ce așa ar fi fost tatăl, cum i-ar fi dat un miel când vedem că tatăl l-a primit peste așa bine, a făcut sărbătoarea, tot, nu era un om zgârcit, un om generos, un om frumos. Așa s-ar fi purtat el cu fiul, nu, nici de cum. Am zis că am un caz în care vreau să-l spun. Eu n-am citit lucrul ăsta în Scripturi, l-am auzit și eu de la alt predicator în Scripturi, n-am citit lucrul acesta într-o carte de istorie sau undeva, dar l-am auzit de la un alt predicator. Tare aș vrea, dacă cumva cineva din dumneavoastră știți unde e scris cazul ăsta, dați-mi-l și mie. Am auzit de la un predicator care spunea că s-ar fi întâmplat lui David Livingstone. David Livingstone a fost un misionar de excepție. Un misionar care a slujit în Africa și a mers la triburi foarte îndepărtate, triburi părăsite. A mers și a dus Evanghelia, s-a expus la pericole mari, a fost atacat de lei. Deci o viață grea, dar un om cu totul dăruit lui Dumnezeu. Și zice că tocmai în vremea asta, în timp ce el mergea și predica Evanghelia la triburile astea, înflorea comerțul de robi. Comerțul de robi, erau vânați robii în Africa, prinși, aduși la porturile astea unde erau și apoi duși în America sau chiar și în Anglia, duși în diferite locuri unde erau vânduți ca și robi. Și atunci Livingstone era foarte împotrivă la lucrul ăsta, dar nu putea el unul singur să oprească așa un rău mare, nu putea, însă căuta să facă și el ce poate să-l oprească. Și zice că odată mergea pe la piața de robi. Și cum mergea pe la piața de rob, zice, a văzut un rob cu totul deosebit de restul.
primul rând, zice, era un Hercule mare, un om înalt și tare voinic, zice, un mușchice pe el stăteau ca un om frumos tare, un bărbat tare frumos, mare, dar cu față crispată și cu față înrăită și pe fața lui se citea o ură pentru robia care o are, că... și tot în lanțuri, tot prins în lanțuri. Și tocmai se dădea acolo, era licitații pentru el, știi, cine vinde, cine dă mai mult pentru el. Livingstone s-a apropiat și a dat deodată un preț mai mare. Cel mai mare preț l-a pus el pentru el. Ăștia, zice, au mai încercat să mai facă. Până la urmă, Livingstone îl cumpără. A dat el bani, a dat o sumă mare de bani ca să-l cumpere pe robul ăsta. Și după ce a dat banii, i-a spus stăpânului, zice, scoate lanțurile. Zice, cum să-i scoate lanțurile? Îți dai seama, păi ăsta mi-o moară pe toți aici acum. Tu nu vezi, uite la ochii lui, uite ce cu el, cum să-i scoate lanțurile? Eu, zice, am cumpărat omul, n-am cumpărat lanțurile, scoate-i, te rog, lanțurile. Scoate lanțurile. I-au scos lanțurile. Nici ăsta nu înțelegea ce se întâmplă. Robul nu înțelegea ce se întâmplă. I-au scos lanțurile și după ce i-au scos lanțurile, Livingstone i-a spus că știa limba lor. Felicitări, zice. Ești liber, eu te-ai eliberat. Du-te acasă. Ești liber. Și el s-a întors și a plecat. Lumea nu înțelegea. Livingstone s-a întors și a plecat. Eu spune, ești liber. Gata, du-te acasă. Și Livingstone mergea, dar robul a rămas perplex. El s-a aștepta la orice în momentul ăsta. Numai nu la asta. Eliberare. Și când s-a întâmplat asta, a început să fugă după Livingstone și oamenii nu înțelegeau mulțimea cei, credeau că îl omoară, îl nimicește, că ăsta îl strivea cu o mână, ci om voinic. Știi? Și zice, a fugit, s-a dus înaintea lui Livingstone, a căzut în genunchi și a spus lui Livingstone, lucrul cel mai mare care l-a urât în viață, zice, ăsta e robie, zice. Eu am urât robia, eu nu vreau să știu de robie, nu vreau să... Tu, zici, m-ai făcut rob pentru toată viața, eu sunt robul tău. Eu sunt robul tău pentru totdeauna. Gata. Unde mergi tu acolo? Eu sunt robul tău. Și Livingstone zice, okay, hai cu mine. Mergi, că Livingstone s-a bucurat. Îi spune Evanghelia, a făcut din el un ucenic, i-a spus Evanghelia, a făcut din el un predicator, zice că el ar fi acela care apoi i-a adus trupul lui Livingstone în Anglia. Pentru că băștenașii de acolo, africanii, aborigenii de acolo, i-au scos inima și au îngropat-o acolo. Au spus că inima este a Africii, nu e a lui. Inima i-au îngropat-o în Africa, dar pe el, trupul lui l-au trimis la Londra. Și omul ăsta a slujit totdeauna cu el. Toată viața s-a privit pe sine ca rob. El a avut o atitudine de rob. El a hotărât în ziua aceea că el va sluji ca rob. De plin ascultare. Livingstone l-a privit ca colegul lui, fratele lui, prietenul lui, nu rob. El a păstrat o atitudine așa de frumoasă și de smerită, a slujit împreună, a învățat tot de la Livingstone, tot ce a spus Livingstone a făcut, a mers bine împreună. Dar, uite, așa zice că s-au cunoscut ei. Așa că, uite, am lăsat asta la urmă, imaginea asta, ca să vezi ce înseamnă să ai o atitudine de rob și să fii fiu al lui Dumnezeu. Asta e tare frumos, să fii conștient că ești fiu și să rămâi la o atitudine de rob. Să nu fii un fiu răsfățat, care risipești, care faci, nu. Un fiu care te bucuri totdeauna de relația cu Dumnezeu, te bucuri tare de Dumnezeu, ești sigur, te odihnești în relația aceasta cu Dumnezeu, ești sigur de relația, știi că ești fiu și nu ești abandonat și nu vei fi abandonat. Știi că ești iertat, primit, acceptat, așa cum ești, iubit, bine. Tot. Dar în același timp să păstrezi o atitudine frumoasă, frumoasă de rob. Ascultător totdeauna, slujitor totdeauna, să faci toate lucrurile. Combinația aceasta de atitudine de fiu și de rob îți dă așa o bucurie în viață. Așa o bucurie. Te ajută să trăiești frumos, să trăiești frumos viața, bucuros și să mergi înainte. Iată, așa de mult mă rog pentru dumneavoastră ca să vă ajute Dumnezeu să cunoașteți starea aceasta. Să înțelegeți starea aceasta de a fi fiu și a fi cu Dumnezeu totdeauna. Și ca totdeauna, cum v-am recomandat, așa vă recomand și acum, căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu. Studiați scripturile, căutați să-L cunoașteți pe Dumnezeu și caracterul Lui. Și chiar vreau să vă recomand cursul acesta, Epistola lui Pavel către Efeseni.
că o să vă ajute mult să înțelegeți ce avem noi, bogăția binecuvântării care o avem noi în Dumnezeu și caracterul Lui. Caracterul Lui Dumnezeu, vă recomand un alt curs. Doamne, vreau să te cunosc. Studiați cursul acesta pentru că veți cunoaște pe Dumnezeu și veți putea zidi o relație frumoasă, bună cu Dumnezeu. O relație în care să nu vă mai simțiți și vedeți sub povara aceasta totdeauna, ci să experimentați dragostea Lui Dumnezeu și să vă bucurați de relația aceasta în orice împrejurări. Așa să vă ajute Dumnezeu.